Bună ziua, sunt Costel Oprea, gazda Noua TV. Suntem la mijlocul campaniei electorale. Nu mai este așa de mult timp până o să aibă loc scrutinul din 9 iunie, dar pare că noi, oamenii care ne uităm la televizor și urmărim ce se întâmplă, nu prea înțelege nimic. Noi nu știm pentru ce este această campanie electorală. Știm că sunt oameni care se plimbă de colo-colo, fac poze, apar în filmulețe, dar nu știm pentru ce. Unii spun că sunt alegeri locale. Dar nimeni, și nu exagerez să spun acest lucru, nimeni nu știe că la 9 iunie se vor vota viitorii eurodeputați din Parlamentul European. Nu există această temă în această campanie electorală. Și atunci, cu condițiile astea, cum ne trimitem parlamentarii la Bruxelles? Tocmai de aceea am invitat o excepție, aș putea spune. Este vorba de domnul eurodeputat Eugen Tomac, care singurul a dus această campanie pe subiecte privind Parlamentul European. Chiar zilele acestea ne-a dezvăluit din nou o minciună a Austriei legată de Schengen. Până acum am înregistrat numai eșecuri, dar haideți să vedem care sunt totuși obiectivele unui eurodeputat, unui candidat la Parlamentul European, care asta face. Deci în această campanie electorală a vorbit despre Parlamentul European, despre viitorul Uniunii Europene și despre viitorul României Europene. Bună ziua, domnul Eugen Tomac. Bună ziua, domnule Oprea, mulțumesc pentru invitație. Spuneți-ne, care este obiectivele dumneavoastră? Pentru că în acest moment Europa fierbe. Avem război. Avem niște situații groaznice din punct de vedere economic, financiar. Avem cazul de spionaj rusesc în Parlamentul European. Ce puteți face dumneavoastră în Parlamentul European pentru România, în primul rând, și în al doilea rând pentru Uniunea Europeană? În primul rând, din capul locului, vreau să încep prin a spune că este o mare eroare că guvernul a comasat alegerile. Dincolo de opțiuni și viziuni diferite între partidele politice, statutul nostru de țară membră a Uniunii Europene ne-a schimbat tuturor radical destinul. Că ne place, nu ne plac anumite lucruri sau nu ne place de un comisar sau de președinta comisiei, este o chestiune care ține de evaluări. Dar statutul țării noastre este indiscutabil mai bun de când am intrat în Uniunea Europeană. Cu costurile de rigoare, cu 5 milioane de cetățeni români plecați peste hotare, cu un deficit uriaș de forță de muncă, cu o economie care încă nu reușește să facă față competiției de pe piața europeană, dar care s-a dezvoltat enorm, cu o clasă politică care nu înțelege și nu știe ce înseamnă Uniunea Europeană. Și ca om care 5 ani de zile a stat la Bruxelles și a înțeles perfect mecanismele Uniunii Europene, pot să vă spun că de departe este cel mai de succes proiect creat de europeni, care pe lângă faptul că aduce foarte multe avantaje, ne garantează câteva elemente cheie, și anume perspectiva de prosperitate, inclusiv pentru cei care au intrat mai târziu. Războiul din Ucraina, războiul de agresiune al Rusiei, ne-a scos în evidență un element pe care toată lumea, după prăbușirea URSS și după așa zisa încheierea războiului rece, o credea o etapă închisă în ceea ce privește securitatea Europei și că vom trăi în armonie și cu rușii și cu toată lumea și evident Europa se va extinde și nu vor mai exista războaie. Iată că un fost ofițer KGB cum este Putin nu poate să-și depășească condiția de om format în timpul războiului rece. Și vrea să ne reamintească tuturor cât de fragilă este, de fapt, pe continentul european pacea. Asta este un alt aspect pentru care noi trebuie să ținem cu dinții de proiectul european și să înțelegem câteva elemente esențiale. Sublinez, dincolo de
stângăciile și inepțiile făcute de actuala putere, există câteva lucruri peste care nu avem voie să trecem cu atât de multă ușurință. Și anume să fructificăm fiecare oportunitate pentru ca cetățenii noștri să înțeleagă mult mai bine ce înseamnă de fapt Uniunea Europeană. Pentru că noi am trăit de la intrarea în Uniunea Europeană până acum în foarte multă abordare superficială a acestei tematici. Atât la nivel instituțional, didactic, pe dezbateri și inclusiv în abordările jurnalistice, destul de superficial. Ne-am limitat la funcții, la poziții, dar nu am avut capacitatea ca societate să ducem la un alt nivel discuția despre Uniunea Europeană. Și o spun ca om care, până ajunge la Bruxelles, gândea la fel ca marea majoritate a politicienilor români. Că Bruxelles până la urmă are agenda proprie și țările trebuie să se alinieze și nu le pasă și așa mai departe. Aici aș putea să vă, să scuzați că vă întreb, dar vreau să vă pun totuși o întrebare. Totuși, acești politicieni care sunt pe liste, mi se pare foarte mulți că habar n-au ce să facă. Asta vreau să pun accentul. Deci în această campanie electorală nu a existat teme europene și noi îi trimitem Parlamentul European. Nu mai zic în fruntea listei Alianței așa un Tudose care n-are absolut nicio treabă, n-am nicio treabă. Ce caută Claudiu Manda? Ce caută, cum să vă spun, sunt Falcă, cine mai este, Mircea Hava? Deci sunt persoane care nu au nicio treabă cu Uniunea Europeană. Ce facem noi ca românii? Trimite pe acești om pentru ce? Aici vreau să ajung că noi nu fructificăm oportunități. Alegerile europarlamentare trebuiau să fie un bun prilej pentru a discuta despre România și despre drepturile și aspirațiile noastre în acest proiect. Un proiect al României pentru că actuala putere PSD-PNL a eșuat în ceea ce privește dosarul Schengen. Au abandonat complet dosarul euro. Și pentru că au dorit ca românii să nu discute despre aceste teme și să-și readucă aminte despre eșecurile lor, atunci au tras linie și au comasat alegerile și au spus, domnule, să fie și locale, că oricum utilizând instrumentele statului, deci banii publici, au racolat toți primarii din țară aceste două partide. Mergând pe această logică că au primarii, deci pot să închidă cercul, actuala putere arată cât de mult de fapt disprețuiește proiectul european, care nu-i acordă niciun pic de atenție. PSD și PNL nici până la această oră, dincolo de liste și așa mai departe, nu a explicat de ce are o listă comună. Nu au explicat. Au aruncat această minciună cu stabilitatea la care este... La grămadă, se ascund în spate unei liste. Absolut. Absolut. Care o să fie votate în necunoștință de cauză. Deci această listă... Din punctul meu de vedere, chestiunea aceasta este foarte gravă pentru că afectează credibilitatea și încrederea oamenilor în proiectul european. 2. Proiectul european, Uniunea Europeană, îți oferă foarte multe instrumente prin care te poți dezvolta. Și aici nu discutăm numai despre infrastructură, despre școli și spitale. Discutăm despre faptul că aproape toate categoriile sociale din țara noastră își pot găsi corespondent în altă țară sau în Uniunea Europeană și se pot dezvolta. Începând de la categorii mai vulnerabile sau neglijate de stat. Că discutăm despre bibliotecari, că discutăm despre cercetători, că discutăm despre agricultori sau cercetare în agricultură, care este extrem de importantă și sunt state care fac performanță fantastică în acest domeniu. Deci există domenii unde România poate să contribuie la succesul proiectului european. Dar pentru că decidenții politici nu sunt preocupați de dosarul european decât prin prisma subvențiilor pe agricultură și eventual, când va mai intra o nouă țară în spațiul Schengen, după peste nu știu câți ani,
să mai spună că și noi avem dreptul pentru că ni s-a luat un drept pe care noi n-am fost în stare de fapt să-l apărăm. Haideți să o luăm puțin pe aici obiective. Este problema noastră, că au comasat alegeri cu scopul de a se ascunde și fac un foarte mult rău României, în primul rând. Eu cred că Uniunea Europeană trebuie înțeleasă și trebuie explicată cetățenilor. Marea majoritate a cetățenilor români nu știe și nu poate defini foarte clar ce face Uniunea Europeană și care este rolul ei. Și de aceea, rolul inclusiv al meu și al altor colegi este de a le explica cetățenilor de ce este important să nu mergem pe această retorică păguboasă. Și vă dau un exemplu concret. Cele mai multe obiective ce țin de spiritualitatea noastră, cum sunt bisericile vechi, au fost restaurate în România cu bani de la Uniunea Europeană. 2. În Uniunea Europeană, dacă ești pregătit, documentat și credibil, poți reuși să transformi subiecte de interes național în subiecte de politică europeană. Cel mai bun exemplu tezaurul. Cel mai bun exemplu este cel legat de tezaurul României, care este furat de Moscova, sechestrat de mai bine de un secol. Deși avem un acord perfect valabil și astăzi, Rusia nu vrea să ne restituie tezaurul constând în peste 91,5 tone de aur. Da. Și eu am reușit împreună cu președintele Băsescu, împreună cu colegul Vlad Botoș și alți colegi, să convingem Parlamentul European să adopte o rezoluție prin care să cerem Federației Ruse să restituie de îndată tezaurul României aflat la Moscova. Din 1922, când a avut loc o conferință privind consecințele primului război mondial la Genova, unde s-a adoptat o rezoluție similară prin care comunitatea internațională a cerut Rusiei sovietice să restituie tezaurul, de atunci până în 2024 noi nu am mai avut parte de un suport internațional atât de puternic. Deci e important că am internaționalizat acest subiect. Acum o lume întreagă știe că tezaurul României a fost furat și sequestrat de Rusia. Absolut. Absolut. Și a fost o muncă de echipă. A fost o muncă pe care eu am coordonat-o, dar n-am fost singur. De unul singur niciodată nu poți face. Dar faptul că ne-am înțeles, indiferent chiar dacă proveneam din diferite partide, să susținem cu toții acest obiectiv, am reușit să demonstrăm că atunci când abordezi lucrurile temeinic, serios, cu argumente de necontestat, și francezii, și danezii, și suedezii, și finlandezii, și nemții, și italienii, și spanioli, toată lumea te va susține. Am avut doar 7 voturi împotrivă pentru acest document. Și cred că în perspectivă trebuie să înțelegem doar mecanismele pe care le are Uniunea Europeană și cum le putem fructifica. În urma acestei rezoluții, Comisia Europeană a fost obligată să vină la dezbateri și să-și asume că se angajează ca în numele Uniunii Europene de acum încolo să discute cu Federația Rusă despre tezaurul nostru. Asta e foarte important, pentru că Rusia nu a vrut niciodată să deschidă acest subiect. Evident. Și acum Comisia Europeană, atunci într-un dialog bilateral Uniunea Europeană-Rusia, poate să pună în discuție acest subiect. Deci și România are suportul Uniunii Europene, ceea ce reprezintă un mare succes. Așa este. Și v-am prezentat doar un exemplu de ce înseamnă să promovezi inteligent interesele României în Europa. Dacă eu m-aș fi dus și aș fi strigat de la tribună, sunteți vinovați pentru că nu vă legați cu lanțuri împreună cu mine de gardul ambasadei Rusiei la Uniunea Europeană, să protestăm împotriva acestei nedreptăți, toată lumea m-ar fi privit cu suspiciune, exact, sau cu
compasiune și și-ar fi văzut fiecare de treabă și cel mai fericit caz aș fi spus în țară că am făcut o mare acțiune de exprimare de nemulțumire față de Rusia. Ori eu cred că noi trebuie să ieșim din această logică. A populismului. Mai mult decât atât, un alt exemplu concret, când îți sunt încălcate drepturile și ești nedreptățit, nu trebuie să rămânem doar în zona asta de a lua notă și ne pregătim data viitoare mai târziu, mai bine. Există instrumente pe care Uniunea Europeană ți le pun la dispoziție pentru a te apăra inteligent. Cazul Schengen. Cazul Schengen. Când am văzut că guvernul României doarme și că nu e capabil să se ridice la un alt nivel pentru a apăra interesele cetățenilor români, pentru că discutăm de 20 de milioane de cetățeni români care plătesc taxe și impozite, deleagă puterea prin vot către anumite personaje, iar oamenii aceia sunt debusolați când sunt puși în fața unei crize pe care trebuie să o gestioneze. Eu nu pot rămâne indiferent când simt că există o asemenea presiune și trebuie să luăm decizii imediate. Ăsta a fost și motivul pentru care am deschis un proces la Curtea de Justiție a Uniunii Europene în calitate de deputat în Parlamentul European, pentru că am vrut să dau semnalul că, domnule, nu toți suntem la fel. Și ca un semnal de protest împotriva Austriei a fost acest proces deschis, care se află pe rol și se va judeca. Eu sunt încă convins că există șanse mari să batem Austria și războiul acesta politic dus în justiție nu este doar pentru a ne face dreptate, ci pentru a crea un precedent important în raport cu statele membre, că nimeni nu trebuie să umilească o altă țară, chiar dacă are politicieni nepregătiți să ducă negocieri. Tratatul e foarte clar, respecti regulile, trebuie să se deschidă ușa. Deci, am dat aceste două exemple, dar am multe altele, prin care vreau să pun în evidență cât de importantă este România și cât de ușor ne poate fi să ne apărăm interesele inteligent dacă există o echipă care are capacitatea și disponibilitatea de a face asta. Pentru că aici ai nevoie de două elemente foarte importante. Curaj și dăruire. Dacă faci lucrurile doar pentru a le bifa, se simt, se observă. Dacă le faci cu mult curaj, dar ai și argumente în spate pe care le prezinți convingător, deci cu multă dăruire, lumea este mult mai atentă, indiferent de gradul de pregătire și de experiența pe care o au. Pentru că în Parlament sunt și foarte mulți oameni nepregătiți, cum a spus dumneavoastră, dar sunt foarte mulți, foști prim-ministri, foști președinți, foști miniștri în statele lor sau în alți funcționari europeni, comisar și nu numai. Și evident că atunci când interacționezi cu acești oameni, îți dai seama cât de important este să fii foarte bine pregătit și credibil. Exact, și trebuie să ai un profil de parlamentar european. Contează enorm de mult, pentru că până la urmă asta trebuie să devină un fel de specializare, profesionalizare. Nu pe Neica, nu știu care, îl trimitem pentru că este soțul nu știu cui sau că este prietenul nu știu cui sau că este ruda nu știu cui și să-l răsplătim pentru că a lipit niște afișe în campanie electorală. Asta este clar. Absolut. Din păcate, noi în acest moment suferim din punct de vedere a calității umane a candidaților care sunt trimiși în Parlamentul European. Un alt obiectiv care cred că este foarte important în perioada următoare, consider securitatea Europei. În condițiile în care Rusia ne bate la geam, ce poate să facă un european și mai ales cum se poate apăra România în contextul statutului de membru Uniunea Europeană? Cum vedeți acest lucru? De departe, următorul parlament va avea pe agenda o serie de propuneri îndrăznețe și esențiale pentru a reforma Uniunea Europeană, astfel încât să fim pregătiți să ne apărăm în fața acestui pericol numit Rusia. Rusia este o amenințare reală pentru Uniunea Europeană, nu doar pentru România. E la fel de mare amenințare și pentru Polonia, și pentru Cehia, și pentru Bulgaria, iar Rusia atacă continuu Uniunea Europeană.
prin dezinformare, prin atacuri cibernetice, sunt niște spionaj realități. La nivelul Unii. Spionaj la nivelul Parlamentului, spionaj la nivelul statelor membre. Chiar recent am văzut un caz în România cu expulzarea unui diplomat rus. Deci, lucrurile sunt destul de clare. Ce trebuie să înțelegem sunt câteva elemente cheie. Uniunea Europeană a depășit toate crizele cu care s-a confruntat de când s-a creat prin două măsuri. Mai multă integrare sau extindere. Au fost în anii 80 criza spaniolă. După o lungă dictatură, Uniunea Europeană a rezolvat criza spaniolă prin integrarea Spaniei în Uniunea Europeană. Și astăzi Spania este una dintre țările cele mai dezvoltate și cu un ritm alert în mod constant de creștere economică și o destinație turistică și nu numai de oportunități economice pentru toți cetățenii europeni. A căzut comunismul. Răspunsul Uniunii Europene față de statele din Est a fost să le invite să intre în Uniunea Europeană. Și noi, și ungurii, și țările baltice, cu toții am intrat la începutul acestui secol în Uniunea Europeană și nu regretă nimeni că a intrat în Uniunea Europeană. Dar a fost ca un fel de răspuns la tendințelor expansioniste permanente ale Rusiei. Am spus cum a rezolvat Uniunea Europeană criza. Acum, când state mai mari, cum este Ucraina și nu numai, inclusiv Georgia sau Basarabia, care au conflicte istorice vechi cu Rusia, au preluat o moștenire destul de periculoasă după prăbușirea URSS. Iar odată cu semnarea acordului de asociere la Uniunea Europeană, Ucraina a plătit un preț scump imediat. Spre deosebire de Georgia și Republica Moldova, care au trupe rusești ilegale de peste 30 de ani, Ucraina nu era în această situație și Rusia a forțat acest pretext politic de asociere al Ucrainei la Uniunea Europeană și a anexat Crimeea. Din acel moment, Putin a deschis un nou front deschis în Europa împotriva Uniunii Europene. A fost aceea o declarație de război directă. Mulți europeni au încercat să vadă cu ochi mult mai convenabil acest gest din confortul de a continua business-ul în relația cu Federația Rusă. Un calcul complet greșit. Pentru că acum Putin de 2 ani de zile a declanșat un război în Ucraina cu scopul de a o anexa și a și dat un termen de 7 zile și sunt mai bine de 2 ani și 2 luni de când acolo se varsă sânge și Putin nu a câștigat. Sigur, controlează o bună parte din teritoriu, dar nu și-a atins obiectivele pe care le avea. De aceea, Uniunea Europeană, ca răspuns la această mare provocare, a invitat Ucraina să adere la Uniunea Europeană, la fel și pe românii de peste Prut, care au prezență militară ilegală în Transnistria, dar Uniunea Europeană a făcut acest pas. De ce pun în evidență această chestiune? Pentru că trebuie să observăm cu această ocazie o schimbare de profil profundă a Uniunii Europene. Dacă până în 2022 Uniunea Europeană la nivel global discuta despre parteneriate economice și despre o Uniune care stimulează economia statelor membre să se dezvolte pentru a deveni atractiv și competitiv pe piața globală, iată că în Ucraina cei mai mulți bani pentru a rezista au plecat de la Uniunea Europeană. Practic, Uniunea Europeană în acest moment își schimbă profilul de la Uniune Economică la Uniune Geostrategică, geopolitică. Pentru că zecile de miliarde alocate Kievului, exact asta urmăresc, să consolideze un stat care și-a definit o opțiune și pentru asta plătește politic, pentru că Rusia o atacă zi de zi. Dar nu doar Ucraina este o problemă, Ucraina este doar ceea ce arde astăzi, dar toate statele din Estul Europei sunt amenințate de către Rusia. Și atunci se pune problema până unde
putem tolera acest comportament agresiv al Rusiei și Uniunea Europeană este obligată să-și găsească o busolă strategică pentru a-și defini prioritățile pe chestiuni ce țin de securitate. Toate, însă, deciziile trebuiesc gândite ca un pachet complementar la NATO și nici de cum distinct. Și aici va fi o mare dezbatere în Parlament pe un subiect ce țin de securitate și unde evident îmi doresc să particip pentru că cunosc bine spațiul estic, spațiul rus și în ultimii 5 ani de zile am avut dese intervenții cu privire la acest subiect în Parlamentul European. Un alt dosar fierbinte și care ne doare direct este Republica Moldova. Care sunt obiectivele dumneavoastră ca politician, ca profil de euro de deputat român față de Republica Moldova? Cum puteți dumneavoastră susține de la Bruxelles? Domnul Oprea, Republica Moldova. Am spus mai devreme că este foarte important să fii credibil. În 2022, când se dezbătea bugetul pentru 2023, este exact ca și în Parlamentul României. Sunt câteva zile de dezbateri pe buget. Vine comisarul și prezintă prioritățile și parlamentarii vin și ei cu comentarii și propuneri. Singurul amendament, deși nu are procedural statut de amendament pe care îl avem noi în Parlamentul României, dar putem să-l privim în această cheie. Singurul lucru pe care l-a explicat și l-a susținut și comisarul Johannes Hahn, comisarul pentru buget, a fost solicitarea mea de a suplimenta resursele pentru Republica Moldova. Și gândiți-vă că este o sală mare de 705 membri. Eu nu stau chiar în față, că nu sunt președinte de comisie sau în conducerea Parlamentului. Sunt la litera T, undeva în sală. A venit din sală, din fața pupitrul unde și explica și argumenta deciziile politice privind bugetul în bancă, îmi spună: domnule Tomac, vă asigur că înțeleg perfect ce se întâmplă în Republica Moldova și voi aloca toți banii promiși de Uniunea Europeană. A fost ca un amendament adoptat tacit, dacă vreți, dar pentru noi politica a contat enorm acest gest și pentru toată echipa României. Republica Moldova se află într-o mare dilemă în momentul de față. Într-un motiv foarte simplu. Are trupe rusești pe teritoriul ei. Tratatul Uniunii Europene nu permite primirea unei țări conflict militar pe teritoriul ei. Nu importă conflicte militare. Pe de altă parte, peste 50% din cetățenii Republicii Moldova sunt cetățeni europeni prin cetățenie română. Deci, lucrurile sunt extrem de complexe. Și atunci, eu mi-am propus în următorul mandat să încerc să le explic tuturor de ce Uniunea Europeană trebuie să joace un rol cheie în procesul de unire a Republicii Moldova cu România. Pentru că este singura soluție care poate garanta peste noapte securitatea acestui ținut românesc. Chiar dacă intră Republica Moldova în Uniunea Europeană, Uniunea Europeană nu are trupe militare. Poate finanța înarmarea unui stat ca să reziste. Are trupe militare pentru a le trimite în Republica Moldova să o apere. În schimb, NATO da. Și România este în NATO. NATO, da. Lucrurile le-am explicat simplu, dar ele trebuie prezentate, evident, mult mai elaborat, dar cu argumente politice și militare destul de serioase, pentru că Basarabia este foarte expusă în momentul de față. Exact, dar trebuie dusă și o campanie de conștientizare la nivelul Republicii Moldova, că din păcate, propaganda rusă este foarte puternică, știți foarte bine, mare parte din instituțiile mass media sunt controlate în continuare de ruși și cercurile politice sunt foarte influențate de ruși. Știți foarte bine că Europa este penetrată puternic de spionajul rusesc. Și în contextul ăsta ar trebui România să facă mai mult din acest punct de vedere. Așa este. Măcar la nivelul de jos,
Să aicem să investim mai mult în mass media, să investim mai mult în sectoare strategice din asta Republica Moldova. Bineînțeles că trebuie și să controlăm aceste surse de bani sau, mă rog, cursul acestor bani care sunt investiți în Republica Moldova, ținând cont că este corupție foarte mare acolo, din păcate. Așa este, indiscutabil că are multe frământări interne, dar eu discut de obiectivele de țară. Și România nu trebuie să abandoneze acest obiectiv de țară de a fi pregătită oricând să primească cel ținut de dincolo de Prut înapoi. Este dreptul nostru să decidem prin mijloace democratice, fără a încălca tratatele din care facem parte, și atât timp cât Germania s-a putut unifica în 1990, eu sunt absolut convins că după acest model și România își poate atinge acest obiectiv firesc. Totul este să avem la București oameni politici pregătiți să-și asume această decizie istorică. Mulțumim foarte mult, domnul Tomacă. Sper că am conturat câteva teme europene. Sper că reușim să vorbim în această campanie electorală și despre temele acestea europene, pentru că din păcate România este acum în mijlocul unui conflict militar, să fim serioși, că așa se întâmplă, și trebuie să ne gândim la viitorul acestei țări, nu la plimbările pe stradă, mijlocul oamenilor, să facem baie de mulțimi și să apărăm noi la televizor, că uite cât îi susținem noi pe oameni. Nu, este vorba de interesul național. Eu vă mulțumesc pentru că mi-ați oferit prilejul de a explica câteva chestiuni care mi se par importante pentru cetățenii români și, evident, pe cei care ne urmăresc, dacă credeți că este corect și bine ceea ce am făcut în ultimii ani, vă invit să mă susțineți pe 9 iunie, să acordați un vot de încredere Alianței Dreapta Unită. Vă mulțumesc! La revedere!